Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Bună seara! Conferințiarul de astă seară, medicul Andrei Constantinescu, e profesor asistent de pediatrie la Facultatea de Medicină a Universității Columbia din New York. Are o aură de discreție. În momentul în care am pregătit prezentarea asta, n-am găsit pe internet decât cartea lui de vizită profesională, care e una ireproșabilă, așa că l-am rugat să-mi scrie mai multe despre el. Mi-a scris că a plecat din România în 1983 cu părinții, avea 16 ani, vine dintr-o familie de medici, cu bunic medic, părinți medici, unchi și mătuși medici. Iar tatălui, Daniel Constantinescu, e un nume important al cardiologiei de la noi și reperul lui de abnegație în fața pacientului. Imaginați-vă că Andrei Constantinescu și-a dorit să fie doctor încă de când avea 12 ani și cam la acea vârstă tatălui îl lua la spital ca să vadă operații pe cor deschis. Când a început studiile la Princeton și a văzut laboratoarele foarte bine utilate și moderne din campus, și a zis că o să meargă spre cercetare. De altfel, cu un proiect de cercetare cu rezultate bune, a fost admis la doctorat la Facultatea de Medicină Johns Hopkins. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care a făcut un rezidențiat la New York, la Cornell. Atunci a înțeles ce înseamnă să fii medic, a continuat la Columbia și, spune domnul doctor, și-a dat seama că îi place mai mult doctoreala cu oameni decât cercetarea cu șoareci și molecule. Andrei Constantinescu e specialist în pediatrie pulmonară, așa că l-am întrebat ce înseamnă să ai copii pacienți și mi-a vorbit despre o responsabilitate crescută atât față de copii cât și de părinților. Pentru că în cazul copiilor problema se pune mult mai dramatic. Imaginați-vă că noi putem să fim neglijenți cu propria sănătate la un moment dat, însă întotdeauna vom fi foarte vigilenți cu starea copilului. Apoi, pentru că e vorba de sistemul medical, ne-am întrebat ce putem lua din sistemul american. Iar domnul doctor Andrei Constantinescu a fost foarte ferm. Nu luați nimic din sistemul american, pentru că sunt cheltuieli mari, sunt foarte mulți oameni fără asigurări de sănătate, chiar dacă medicina e la vârf. În schimb, adoptați ceva din conduita, din practica medicală, din felul în care medicii pun nevoile pacienților pe prim plan, în felul în care medicii sunt deschiși în comunicare, nu sunt autoritari, în felul în care ei acceptă idei sau corecții de la asistente sau de la alți doctori. Cu alte cuvinte, o atitudine mai deschisă față de pacient. Am să închei cu o mărturisire a domnului doctor Andrei Constantinescu, legat de profesia lui, pe care o vede ca pe o pasiune și un izvor de identitate. Spune: am ajuns să apreciez încrederea pe care ți-o acordă pacienții ca să ai grijă de ei. Ai de-a face cu oameni de toate felurile, bogați sau săraci, deștepți sau nu, albi, negri, chinezi, deschiși și prietenoși sau timizi și ursuzi. Îi vezi pe toți, ei așa cum sunt și încerci să faci tot ce poți pentru fiecare. Și devii, poate, parte din viețile unor oameni pe care altfel n-ai avea cum să-i știi. În plus, faptul că tot ce ai învățat atâția ani din interes intelectual poți să folosești concret acum ca să vindeci. E ceva care încă mă surprinde și mă bucură. Doamnelor și domnilor, Andrei Constantinescu. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt emoționat și onorat să fiu aici în seara asta, în prezența dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc pentru această invitație Fundației Humanitas Aquaforte și domnului dr. Martin S. Martin și mulțumiri și, bineînțeles, domnului profesor Cătălin Vasilescu, care a agreat cu amabilitate să fie partener de dialog. Și, bineînțeles, vă mulțumesc dumneavoastră, audienței, care ați ieșit într-o seară de iarnă s-a auzit această prezentare. Sper că va fi interesantă. Când domnul dr. Martin S. Martin, conferențiarul de anul trecut pe subiectul medicinei, mi-a propus să vorbesc în anul ăsta, am fost întâi în egală măsură flatat și după aia cuprins de panică. Dar mai ales până la urmă am fost încântat de propunere, pentru că medicina a fost în viața mea o prezență constantă și este un subiect care mă pasionează.
Eu cred că am fost predispus să fiu doctor. Bunicul meu a fost doctor și el și a combătut malaria în Dobrogea în anii 30. Iar părinții mei, nu numai că sunt amândoi doctori, dar s-au cunoscut curând după facultate, în circunscripții vecine, în regiunea Argeșului, în Băiculești și Merișani, pentru cei care știu locul. Astă vară am avut marea plăcere să merg cu ei și să vedem chiar casele în care au lucrat și și-au început carierele. Asta mi-a dat o foarte plăcută impresie că am avut un fel de preistorie în medicină. Eu m-am gândit pentru prima dată că aș vrea să fiu doctor, să zicem, pe la 10 ani. Și de atunci și până acum, de la România comunistă la America hipercapitalistă, de la cercetarea fundamentală la practica clinică de zi cu zi, am fost martor și am și participat la multe din schimbările care le-am observat în universul medical. Și fiindcă n-am știut cum să cuprind întreaga lume a medicinei într-o singură oră, m-am gândit la o carte de-a lui Italo Calvino, care a fost invitat să vorbească la Harvard despre viitorul literaturii și el a ales nu să țină o teorie unitară, ci să exploreze 6 direcții sau tendințe care i s-au părut lui interesante. Și fără să vreau să mă compar cu Italo Calvino, așa ceva mi-am propus și eu în seara asta. Să discut 5 subiecte care schițează tendințe recente în medicină și posibilitățile evoluției lor viitoare. Pe vremuri, toată medicina era personală. Nu exista conceptul de boală în afara pacientului. Pacientul era văzut ca fiind afectat de dezechilibru umorilor, care la rândul lui era afectat de influențe externe, ca zodiacul, astrele, miasma și așa mai departe. Iar orice încercare de tratament viza restabilirea acestui echilibru la nivel individual. De atunci, mai de curând, în secolele de la Revoluția Științifică, lucrurile s-au schimbat un pic. Bolile au început să fie văzute ca alterări ale unei procesuri fiziologice, care au fost reconcepute ca entități în sine, care se manifestă în diverse cazuri particulare. S-a dezvoltat o înțelegere, să zicem, statistică a bolilor și tratamentelor, în care entitatea patologică este extrasă din multitudinea pacienților și separată de particularitățile lor individuale. Asta a părut poate o simplificare brutală, dar a dus la medicina modernă cu tot arsenalul terapeutic care îl avem în ziua de azi. Acum însă, cu cât știm mai mult despre bazele genetice și moleculare ale bolilor, cu atât categoriile de boală devin mai complicate și mai heterogene. Găsim că limfomul sau diabetul sau fibroza chistică ale pacientului A nu sunt la fel ca cele ale pacientului B cu aceeași diagnostic. Au desigur mult în comun, dar au și particularități ale mecanismelor biochimice și genetice care pot să fie foarte importante. Așa încât nu e chiar vorba de o întoarcere la trecut, dar este o revendicare a importanței diferențelor la nivel individual. În cariera mea, care încă nu e chiar atât de lungă, dar am avut privilegiul să văd îndeaproape și chiar să particip la o revoluție în înțelegerea și tratamentul la 2 boli fatale ale copiilor. Boli cu care mă ocup îndeaproape ca pneumolog. Acestea sunt fibroza chistică și atrofia musculară spinală. Așa. Dar întâi aș vrea să ne reamintim ce înseamnă genă, genom, mutații și așa mai departe. Putem să ne imaginăm organismul ca o mașinărie complicată, da, cu mii de piese care trebuie fabricate și potrivite ca să lucreze împreună. În imaginea asta, o genă este ca o carte de instrucțiuni pentru a produce o piesă și a o monta unde trebuie. Atunci genomul poate fi văzut ca o colecție integrală a tuturor genelor, corespunzând unei biblioteci complete, care conține toate volumele. Mai concret, într-o celulă tipică, dacă se vede, există un nucleu, iar în nucleu sunt structuri numite cromozomi, ăștia sunt în albastru, care sunt compuși din ADN, materialul genetic. Genele sunt segmente de ADN în cromozomi care au o funcție biologică. Într-un organism complex, de la drojdie mai încoace la organisme complicate, fiecare celulă conține genomul întreg,
dar nu activează și exprimă decât genele de care are nevoie. Mai concret, informația genetică este înscrisă în ADN, și anume în secvența în care se alternează patru baze nucleotide ale ADN-ului, A, C, G și T. Secvența unei gene este transcrisă în ARN, o formă intermediară, care este un fel de copie de lucru, iar apoi, într-un proces mai complicat, este citită sau tradusă în cuvinte de câte trei litere în aminoacizi. Iar aminoacizii înșiruiți formează o proteină care are o activitate biologică, care ar corespunde atunci cu înțelesul textului genetic. Și aici mă opresc ca să subliniez, fiindcă încă mi se pare șocant. Tot ce este viu, de la bacterii, la pomi, la oameni, la gândaci, este construit din aceiași 20 de aminoacizi, specificați după aceleași reguli, de aceleași 4 nucleotide de ADN. Odată ce este produsă proteina, aceasta susține un proces de maturizare, deci pornim de la ADN, care este transcris în ARN, apoi proteina este produsă în structurile acestea care se cheamă reticul endoplasmatic, iar odată ce este proteina, sunt pași intermediari și apoi este transportată la destinația ei în celulă, unde își îndeplinește funcția ei fiziologică. Iar apoi în timp este degradată și reciclată. Dar în natură, ca și în editură, nu există perfecțiune. Se fac greșeli. Greșelile de tipar genetice se numesc mutații și pot să fie inofensive sau catastrofale, după cum schimbă sau chiar distrug înțelesul manifestat în produsul genei, adică proteina. Să revenim acum la medicină, la una din bolile pe care le văd zilnic ca pneumolog. Fibroza chistică sau mucoviscoidoza este o boală congenitală. Este rară, dar nu foarte rară. În populația europeană apare cam la una din 2500 de nașteri, ceea ce înseamnă că aproximativ 1 din 25 de oameni este purtător al unei mutații. Cazuri descrise încă în secolul XVI aproape sigur reprezintă fibroza chistică. Fără tratamente moderne, supraviețuirea nu depășește 5 sau 6 ani, iar acum există tratamente destul de eficace și mulți supraviețuiesc până la vârsta adultă. Dar până de curând am tratat numai sechelele bolii, n-am ajuns să tratăm și cauza lor. Se știe de mult în fibroza chistică că morbiditatea este în special pulmonară, cu mucus abundant și viscos și tenace, care duce la infecții constante și neeradicabile cu organisme agresive și are și efecte asupra altor sisteme. Mai recent, în anii 70, s-a aflat că asta se datorează unei alterări ale transportului de electroliți și în special al ionului de clor. În 1989 s-a identificat și secvențiat gena responsabilă, care a fost numită CFTR. Și mi-aduc aminte de asta, fiindcă eram student în ultimul an la Princeton și, deși nu știam ce este fibroza chistică, realizarea asta a fost o mare realizare în domeniul biologiei moleculare. Și, într-adevăr, s-a descoperit că produsul genei CFTR are funcția de canal de pasaj al ionului clor, dacă se vede aici, din interiorul celulei, ca să poată să treacă în exterior, unde trebuie să hidrateze secrețiile respiratorii. Și de aici s-a putut trasa tot lanțul funcțional al sistemului CFTR, de la genă care este asamblată într-o copie de lucrătoare de ARN, iar apoi este tradusă sau exprimată într-o proteină care la rândul ei este modificată și maturizată, și apoi este inserată în membrana celulară externă ca să poată să funcționeze ca și canal de transport al clorului. Iar aici este inserată unde trebuie, în situația normală, și clorul trece pe aici. Iar în situația anormală, în fibroza chistică, canalul de clor nu funcționează și atunci secrețiile devin
uscate și tari și, și aderente, de manieră în care că nu se pot, nu se pot elimina și rămân acolo și obstrucționează căile aeriene și devin infectate, cum se vede în panoul de jos. Dar de acolo lucrurile s-au complicat, pentru că în această genă, examinând pacienții unul câte unul, s-au descoperit peste 2000 de mutații, care fiecare inactivează funcția proteinei în alt fel. Deci, la nivel molecular, fibroza chistică nu este o boală, ci mai mult de 2000. Și de atunci s-a depus un efort enorm ca să se caracterizeze și să se clasifice toate mutațiile cunoscute în funcție de procesul celular afectat. De exemplu, într-o primă categorie, un semnal de stop întrerupe transcrierea genei CFTR, deci nu se produce nici un ARN, nu se produce nicio proteină, rămâne totul nul. În alte categorie se produce o proteină, dar mutația o face instabilă și este degradată încă în interiorul celulei. Mai departe, există o categorie în care proteina este produsă și ajunge unde trebuie, dar nu are, este alterată funcția ei de transport al clorului. Și așa mai departe. Și atunci, înarmați cu o mai bună înțelegere a biologiei în fibroza chistică și a patofiziologiei la nivel genetic, s-au dezvoltat tratamente care restabilesc cu mare precizie funcția afectată. Dar asta înseamnă că unele tratamente merg pentru unele tip de mutații și nu pentru celelalte. În 2013 s-a aprobat primul medicament care restaurează funcția biologică afectată în fibroză chistică. Se numește Ivacaftor și este o moleculă care funcționează numai dacă există deja molecula de CFTR în locul potrivit, în membrana externă, dar nu are conductivitate de clor. Deci această moleculă vine și menține canalul deschis, de manieră că atunci clorul poate să circule. Și pentru cei care, la care merge această intervenție, este, a fost aproape miraculos. Dar erau numai o proporție foarte mică, aproximativ 2-3% din universul pacienților cu fibroză chistică. Apoi s-a descoperit că sunt alte clase de mutații la care lucrează parțial, deci am ajuns cam pe la 5-6% de oameni care beneficiază de, de acest tratament. Apoi alt tratament pentru mutații de clasa 1, care nu exprimă mutația, a eșuat, dar sunt alte alternative care se în curs de dezvoltare. Iar în 2015 s-a aprobat alt tratament care este aplicabil la cam 30% din pacienți, cu un efect clinic moderat, adică nu este o cură completă, dar îmbunătățește calitatea vieții și suntem destul de siguri, până la urmă, supraviețuirea. După numai 2 ani a apărut o versiune îmbunătățită, numită SimDeco, mai eficace și cu mai puține efecte secundare și se speră că acesta va ajuta aproape 80% din pacienți. Unii mai mult ca alții, din nou, depinzând de profilul lor genetic. Și eforturile de cercetare continuă pentru celelalte categorii de mutații, cu scopul final de a avea un tratament, măcar parțial, pentru toate tipurile de fibroză chistică. Există încă și o problemă destul de substanțială. Costul acestor medicamente este astronomic. De la 270 la 311.000 de dolari pe an. O altă transformare pe care am văzut-o îndeaproape s-a desfășurat și în atrofia musculară spinală, boală numită și Wernicke-Hoffmann. Este o boală neurologică tot congenitală, mai rară decât fibroza chistică, în care mor neuronii care inervează mușchii, iar aceștia se atrofiază. În forma cea mai severă, din păcate și cea mai comună, apare o paralizie aproape completă.
rămân capabil de mișcare, numai mușchii ochilor și puțin mușchii fețelor și ai degetelor. Acești copii au o evoluție uniform severă și fără tratament intensiv nu supraviețuiesc mai mult de un an sau doi. Decesul survine prin insuficiență respiratorie, iar supraviețuitorii sunt total dependenți de intervenții tehnologice, ventilator, gastrostomie și așa mai departe. Genetica acestei boli este neobișnuită. Există două gene aproape identice, cu diferența numai de o literă greșită, o nucleotidă greșită, care face ca gena SMN, deci în mod normal, gena normală SMN1 produce o proteină numită SMN și dacă e intactă, este totul bine. Gena SMN2 produce numai o cantitate foarte mică de SMN, dar nu contează pentru că e destulă din cealaltă. Dacă gena SMN1 este inactivată, atunci gena SMN2 poate să compenseze, dar numai parțial. Schimbarea de literă la nivel de ADN face ca exprimarea ei să fie foarte ineficientă, aproximativ 10% din normal. Dacă s-ar putea crește nivelul acestui produs de SMN la 50%, pacientul ar fi normal. Chiar dacă se poate ridica la 2 sau 30%, ar aduce o ameliorare enormă în calitatea și chiar lungimea vieții. Și acum vreo 10 ani, cercetătorii au sintetizat un fragment de ARN care se atașează genei de SMN2 exact unde este mutația. Și prin asta reușesc să crească eficiența exprimării genei și să rezulte în nivele mai ridicate de proteina SMN. În teorie este foarte simplu și satisfăcător, dar medicamentul trebuie administrat de mai multe ori pe an prin puncție lombară, ceea ce la acești pacienți atât de fragili, în perspectivă practică, a fost extrem de dificil. Dar, din fericire, tratamentul, numit Spinraza acum, s-a dovedit foarte eficace, mai ales dacă este aplicat imediat după naștere. Acum urmărim mai mulți copii, diagnosticați imediat după naștere sau chiar înainte, care au fost tratați în prima lună de viață. Și din aceștia, majoritatea arată normal sau sunt numai puțin afectați, cu siguranță nu dependenți de echipamente medicale. Ca ilustrație am un clip video care nu vine de la instituția noastră, este făcut cu scop promoțional, dar arată ce se vede în realitatea noastră în clinică. Și acum să sper că merge. Întâi este arătat începutul tratamentului, este arătat foarte scurt, dar s-a văzut un copil hipotonic care nu poate să-și miște mâinile și picioarele. Iar apoi, după, cred că, 2 ani de tratament, urmarea după 2 ani este arată cu totul altfel. Acum, în pasul următor, avem în curs studii cu un tratament genetic. Un virus modificat introduce o genă normală, o genă normală de SMN, care se integrează în ADN-ul pacientului și produce proteina SMN pe termen lung. Sperăm că o singură dată va fi destul. Marele avantaj este că se administrează printr-o simplă perfuzie, nu trebuie puncție lombară. Și sperăm că, din nou, odată o infuzie și gata pentru tot restul vieții atunci.
o viață care va fi incomparabil mai lungă și mai ușoară. Costul tratamentului și aici însă reprezintă o problemă. Spinraza costă $750,000 în primul an și $375,000 pe an ulterior. Terapia genetică încă nu este de uz clinic, dar îmi pot imagina că nu va fi ieftină nici ea. Fiindcă am ajuns la tratamentul genetic, aș vrea să menționez o nouă evoluție care promite sau amenință să schimbe complet peisajul. Aceasta se numește CRISPR-Cas9. Este un sistem derivat din sistem de apărare al bacteriilor contra virusurilor și este un sistem simplu și accesibil care permite editarea genetică în practic orice tip de celulă, inclusiv celule stem și celule embrionare. Bine, în fond, nu redactarea genelor este noutatea, asta se putea face și înainte, dar era greu. Cerea timp, bani și pricepere și experiență. Dar cu acest sistem este mult mai ușor, este cel puțin de 100 de ori mai ușor să faci aproape orice schimbare genetică oriunde dorești. Ca un instrument versatil, are multe aplicații și, desigur, multe la care încă nu ne-am gândit. De exemplu, se poate urmări inactivarea genelor sau introducerea de mutații pentru a determina efectul lor fiziologic. Se poate ajunge la eliminarea virusului HIV, care este integrat în celulele gazdă, în limfocitele T. Alta aplicație este inactivarea genetică a bacteriilor invazive, chiar cele rezistente la antibiotice. Modificarea, de exemplu, a plantelor de cultură pentru a introduce sau gene de rezistență sau gene care le dau gust mai bun sau culoare sau nutriție cu vitamina care vrei și așa mai departe. Sau, în fine, există conceptul de chirurgie genetică, adică eliminarea mutațiilor în celule embrionale care după aia fac un făt, un copil și așa mai departe, o generație nouă. Iar de curând a fost multă pagină în presă despre doctorul He Zhangqi în China, care a anunțat folosirea sistemului CRISPR-Cas9 ca să aducă în lume fete gemene cu o modificare genetică. Aceasta constă în inactivarea unei gene numită CCR5. Aceasta poate să devină o poartă de intrare pentru virusul HIV, dar în mod normal nu deranjează pe nimeni. Anunțul a fost urmat de o condamnare aproape universală și iată de ce. Deci, în primul rând, pentru că tehnologia încă nu este confirmată pentru uz uman, nu se știe sigur dacă se vor introduce alte mutații decât cele plănuite. În al doilea rând, fiindcă a introdus la oameni o mutație care se va transmite ereditar la alte generații, ceea ce până acum nu era interzis, dar lumea s-a abținut din prudență. Și în al treilea rând, fiindcă a fost folosită pentru o schimbare frivolă și poate ar fi fost mai justificabil să se corecteze o boală genetică gravă prin acest experiment. În fine, justificat sau nu, asta trebuie să ne facă să ne gândim de acum. Tehnologia există, să alterăm generațiile viitoare după placul nostru. Ce facem cu ea? Trecem acum la alt subiect, medicina conectată sau informatică. În paralel cu înțelegerea în profunzime a proceselor biologice, a evoluat integrarea informatică la scară mare sau aspectul de big data al științelor vieții. Când am început eu să lucrez în domeniul biologiei moleculare, se cunoștea secvența câtorva zeci, poate 100 de gene umane. Elucidarea uneia noi era o mare realizare care putea să ocupe un laborator ani buni. În 1990 s-a anunțat Human Genome Project, proiectul de a descoperi secvența completă a genomului uman. Au participat câteva sute de oameni de știință de vârf din 7 țări, cu planul ca proiectul să dureze 15 ani, cu un buget de $5 miliarde. Proiectul a dat rezultate înainte de termen. În anul 2000, o schiță a genomului uman a fost anunțată cu multă fanfară de Bill Clinton și Tony Blair, iar versiunea completă a genomului a fost publicată în 2003,
cu câteva corecții și adiții în 2006. Proiectul a fost recunoscut ca una din marile realizări științifice ale secolului 20. S-a stabilit că genomul uman conține 3,2 miliarde de baze, adică litere de ADN. Văzut ca din perspectivă informatică, la, să zicem, 1500 de litere pe pagină, aceasta corespunde la 2 milioane de pagini tipărite. Pare mult, dar de fapt nu este atât de mult. De exemplu, este comparabil cu informația generală într-un caz criminal în Statele Unite de amploare medie. Răspândite în genom sunt cam 20.000 de gene funcționale, adică capabile să producă proteine, piesele din care suntem noi construiți. Aceasta se credea de fapt o surpriză. Înainte se credea că ar fi vreo 100.000 de gene, iar alta a fost o lovitură pentru orgoliul speciei noastre Homo sapiens, pentru că noi avem cei drept mai multe gene decât găinile, dar nu atât de multe cât puricii de apă și și mai puține decât orezul. Altă surpriză a fost că toate genele la oaltă formează doar 2% din totalitatea ADN-ului din genom. Ce rol au restul de 90%, 98%, există ipoteze mai mult sau mai puțin plauzibile, dar în mare rămâne un mister pentru oamenii de știință din generația care vine. De atunci s-au completat mai mult de 500.000 de secvențe genetice umane. Aici este un grafic care se oprește, cred că, la 2010, la vreo 20.000, și de atunci ar fi cam pe aici. În paralel, costul de a obține o secvență genetică a căzut precipitat. Acum am ajuns aproximativ $1,000 pe genom, care se completează în 2 săptămâni, mai puțin dacă e urgentă. De ce e asta important? Pentru că o variație genetică la un pacient poate să fie semnificativă sau nu. Dar dacă vezi 5 sau 10 sau 100 de pacienți cu aceeași variație, poți să fii mult mai sigur că există un efect cauzal. Legătura statistică între secvență și boală atunci depinde de numere mari și numere mari îți dau siguranță. Cu ușurința cu care acum se poate secvența genomul individual, este foarte posibil ca în viitor fiecare nou-născut sau fiecare om curios să-și determine secvența genomică. Și trebuie să ne gândim de acum dacă este o idee bună. Avantajele sunt destul de evidente, permit identificarea riscurilor de boală, aduc posibilitatea de a lua măsuri preventive. Dacă se ajunge la patologie și necesitatea tratamentului, acesta poate fi individualizat și optimizat în funcție de particularizățile genetice și vor da enorm de multe date pentru cercetare care ne va permite să aflăm mai mult despre funcțiile genelor și sănătate în general. Dar există și probleme care le putem anticipa. În primul rând, corelațiile între boală și genă de multe ori sunt incerte sau cantitativ nu foarte importante. Iar prezentate fără context la o audiență de nespecialiști, poate să producă mai multă confuzie decât utilitate. În al doilea rând, mai sunt încă și boli netratabile și nu știu dacă e bine să știi la naștere că un copil, de exemplu, va muri la 10 ani de adrenolucodistrofie pentru care nu există niciun tratament. În al treilea rând, ADN-ul poate conține secrete de familie. În America, cel puțin, rezultatele neașteptate la testarea genetică au ajuns un fel de gen literar în sine. Și poate și mai important, informația aceasta rămâne inalterabilă și menținută etern pe un server undeva. Și cine va avea acces la această informație în 10-20 de ani? Companii care vor să-ți vândă medicamente? Sau poate firma la care vrei să te angajezi? Sau poate un hacker în Rusia care le vinde pe piața neagră? Nu se știe ce se întâmplă.
Mai ciudat este că există cazuri în care nici nu trebuie să-ți dai consimțământ și nici o probă de analiză ca să fii identificat prin mijloace genetice. De exemplu, anul trecut a fost prins un criminal în serie care a terorizat statul California între 1974 și 1986 cu spargeri, omoruri, violuri, ceva groaznic. A fost numit de presă Golden State Killer. Și autoritățile aveau probe biologice din care au putut să facă analiza ADN-ului, dar nu aveau niciun suspect de care să le lege. Însă în ultimii ani, foarte multă lume și-a făcut analize genetice prin situri de genealogie și au lăsat aceste date în domeniul public. Prin comparație cu datele publice, autoritățile au reușit să reconstituie arborele genetic al făptașului și prin asta să-l identifice. Acum, la un astfel de caz, nu poți să zici decât că bine s-a făcut. Dar de atunci s-a folosit această metodologie pentru a prinde alți infractori de tip mai comun. Și nu trebuie să fii crescut într-un stat securist ca să te deranjeze implicațiile pentru intimitate și posibilitățile acestui sistem pentru abuz. Chiar după ce am scris partea asta a prezentării, în ultimele săptămână sau două, au fost ilustrații în presă, presa americană mă refer. În statul Arizona, de exemplu, s-a propus ca oricine are treabă cu guvernul de stat, care poate include infractori, recipienți de servicii sociale, dar și învățători, doctori, contractori, impiegați, să trebuiască să dea probe de ADN pentru identificare. Iar în China, guvernul a lansat un proiect de mare anvergură pentru a caracteriza genetic toată populația uigură, cu scopul de a controla o regiune cu tendințe de nesupunere guvernului. Trecem iarăși la alt subiect, medicina alienată. Deci, pe măsură ce se accentuează caracterul științific și tehnologic al medicinii, crește și pericolul de a pierde dimensiunea ei umană. Pentru mine, ca pentru mulți alți doctori, medicina nu este numai o meserie și o leafă. Fără să fiu dramatic, dar este un fel de chemare. Este vocația de a-ți folosi cunoștințele și aptitudinile spre binele pacienților. Medicina a crescut enorm în amploare la scară industrială și am impresia că doctorii au fost un pic lăsați în urmă. Mersul profesiei este determinat în mare parte de administratori și de aspectul ei economic. Acest fel de gândire s-a aplicat de mult în producția industrială, cel puțin de la Frederick Taylor, care a fost primul consultant de management, care a promovat primației sistemului asupra individului. Dar acum se aplică această logică și în medicină. Acest editorial destul de recent în New England Journal of Medicine condamnă taylorismul medical, adică sistemul în care fiecare acțiune este măsurată și optimizată pentru bunul sistemului, nu al pacientului sau al doctorului. Iar pacienții în vederea asta riscă să devină interschimbabili ca niște etichete cu coduri diagnostice, iar doctorii ca simpli tehnicieni care livrează un serviciu. De exemplu, sistemele medicale electronice, devenite practic obligatorii în America, au un potențial enorm de a îmbunătăți îngrijirea pacienților. Numai faptul că toate informațiile, analize, radiografii, fișe de vizită, medicamente, sunt toate colectate și accesibile într-un singur loc, este un progres enorm. Dar, în realitate, așa cum au fost aplicate în practică, aceste sisteme au fost construite pornind de la prioritățile administratorilor, de la interesul lor de a maximiza eficiența, de a trasa cheltuieli și încasări, de a colecta date de toate felurile. De asta, pacientul când ajunge să vadă un medic, acesta de multe ori stă mai mult cu fața la computer și butonează, iar calitatea interacțiunii dintre ei se degradează și amândoi sunt nemulțumiți. Mai concret, de exemplu, dacă vine la mine un copil de 3 ani cu astm, recent internat, și mă uit la foaia de externare în computer, pot să văd imediat că nu fumează, nu a avut infarct sau accident cerebral și mai văd și un torent de date de toate felurile, dar claie peste grămadă, puțe toate fără niciun fel de sistem. Dacă să aflu cum s-a prezentat, ce tratamente i s-au făcut, cum a fost externat, elemente de
istorie care cer un pic de inteligență și selectivitate, trebuie să parcurg pagini peste pagini peste pagini de informații nerelevante. Este un exemplu mic, dar real, de desconsiderare și retrogradare a relației dintre doctor și pacienți. Și a ideii că situația pacientului trebuie cuprinsă de o minte umană capabilă de judecată. Asta, cred, nu vine din rea voință. Doar că în logica industrială în care ce nu măsori nu există, nu avem o măsură concretă și cantitativă pentru relația între pacient și doctor. Și de fapt, dacă am avea, nu sunt foarte convins că i s-ar da prioritatea necesară. Pentru doctor, acesta este un atac existențial. Într-un sondaj recent, 46% din doctori americani raportează simptome de epuizare și de alienare, ceea ce este mai mult decât oricând în istoria acestui sondaj. De aici este situația paradoxală, în care medicina face progrese remarcabile, dar satisfacția pacienților și a doctorilor scade. Și sigur că nu se poate fără tehnologie, informatizarea și interconectarea aduc mari avantaje și trebuie colectate date ca să ne îmbunătățim practica. Dar toate aceste măsuri trebuie să servească omul, nu invers. Relația omenească între pacient și medic trebuie readusă în centrul activității medicale, nu împinsă la periferie. Și de aici trecem la alt subiect, care îl numesc revanșa microbilor. Dacă în secolul trecut am proclamat victorie în războiul contra microbilor, grație antibioticelor, acum ne dăm seama că am jubilat prematur. Mai mult, dacă ne considerăm la război cu ei, vom pierde. Pentru că microbii sunt de mult mai multă vreme pe lumea asta și au o capacitate de adaptare mai mare decât ne putem închipui. Și acum, la ora actuală, ei sunt în avantaj datorită aroganței și prostiei speciei noastre. Să începem cu penicilina. A fost descoperită de Alexander Fleming în 1228. Legenda este că ar fi lăsat o cultură de bacterii din greșeală, expusă aerului, și bacteriile au crescut pe peste tot, decât creșterea a fost suprimată în jurul unei colonii de ciupercă, care contaminase placa. Aici. Asta este ciuperca, îi zice de numită penicillium, de unde numele de penicilină, substanței care a inhibat creșterea bacteriilor. Iar asta este chiar o fotografie din raportul original al lui Alexander Fleming la British Royal Society. La început, penicilina a fost produsă numai în cantități foarte mici și abia spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial a început să se producă la scară industrială. Și atunci a avut un efect miraculos. S-a dovedit eficace în tratamentul infecțiilor de aproape toate felurile și a salvat zeci și poate sute de mii de vieți. Numai că încă din anii 40 au început să apară bacterii rezistente. Răspunsul a fost să se sintetizeze antibiotice noi, unele similare cu penicilina, altele nu, dar s-a întâmplat cam același lucru. Cum este un antibiotic nou? În câțiva ani se dezvoltă rezistență. Mai rău, câteodată nici nu durează ani, ci apare imediat cu bacterii care par rezistente încă dinaintea introducerii antibioticului în cauză. Nu știu cât de bine se vede graficul acesta, dar pe o parte a liniei este data introducerii antibioticelor, iar pe cealaltă parte a liniei este datele când s-a constatat rezistența la antibiotice respective. Și e o corelație destul de îngrijorătoare. Și mai grav, există acum tulpini care par să colecționeze factori de rezistență și devin rezistente la multe familii de antibiotice, inclusiv unele la care nici nu au fost expuse. De unde vine rezistența? Paradoxul este că utilizarea unui antibiotic promovează rezistența la el. Între triliardele de bacterii care sunt acolo, câteva prin variații naturale vor conține mutații care le promovează rezistența. Acestea ar fi cele roz sau mov aici, cu bacteriile sensibile în albastru. Dacă le dai un antibiotic, acesta va omorâ bacteriile sensibile, dar rămân în viață cele
rezistente, care apoi supraviețuiesc și se înmulțesc. Iar în plus, în faza următoare, bacteriile sunt capabile să transmită aceste gene de rezistență la alte bacterii, chiar și de altă specie. Expunerea excesivă la antibiotice are două surse principale. Cea mai importantă este creșterea animalelor, găini, vaci, porci, la care în toată lumea dezvoltată se folosesc cantități enorme de antibiotice, nu pentru a trata infecții, ci pentru preventiv, pentru a se îngrășa mai repede și pentru a menține în condiții mai proaste. În America, cel puțin 80% din producția de antibiotice este folosită preventiv în agricultură. Iar medicii experți în boli infecțioase protestează cât pot de multă vreme, dar practica continuă. Asta deși este foarte bine atestat că microbii rezistenți generați în agricultură ajung să îmbolnăvească oamenii. Altă sursă de rezistență este uzul excesiv al antibioticelor la oameni și asta este o problemă răspândită în toată lumea, mai ales lumea dezvoltată. Se estimează că cel puțin o treime din antibioticele rețetate sunt administrate inutil, sau pentru boli virale, care prin definiție nu răspund la antibiotice, sau pentru infecții inofensive, care s-ar vindeca la fel de repede cu sau fără antibiotice. În plus, antibioticele nu prea sunt la fel de profitabile ca alte medicamente pentru industria farmaceutică. Și atunci eforturile de cercetare și de dezvoltare de antibiotice noi a cam stagnat. Acest grafic arată numărul de antibiotice aprobate în perioade de 5 ani și se vede destul de clar o tendință negativă. Așa s-a ajuns la situația că pericolul bolilor infecțioase, după 70 de ani de control, este din nou în creștere. Sunt, mai ales în spitale, tipuri de bacterii rezistente la majoritatea antibioticelor și chiar câteva care sunt rezistente la toate antibioticele. Un raport recent din Marea Britanie estimează că, urmărind tendințele actuale, în 2050 se va ajunge la 10 milioane de morți pe an datorită infecțiilor rezistente, ceea ce este mai mult decât morțile de cancer. Majoritatea acestora ar surveni în Asia și în Africa. Se poate face ceva? Sigur că se poate. Sunt măsuri de bun simț care ar ajuta foarte mult. Scăderea sau eliminarea antibioticilor de rutină în producția agricolă, educarea medicilor și a publicului despre pericolul rezistenței și utilizarea inutilă a antibioticilor, cumpătarea în folosirea antibioticilor, mai ales în spitale, pentru a evita rezistența multiplă, reținând unele antibiotice chiar numai pentru cazuri extreme, asta deja se întâmplă în majoritatea locurilor, și investiții în descoperirea și dezvoltarea de noi antibiotice. Asta totul pare logic și sigur ar ajuta, dar nu se știe dacă se va întâmpla, pentru că aceste măsuri sunt propuse de experți de decenii, dar se opun interese puternice și publicul în general este inert. Trecem acum în final, după ce am vorbit de rău microbii, aș vrea să fac un pic de ispășire și să vorbesc despre noi descoperiri care ne schimbă perspectiva asupra lumii microbiene și a locului nostru în lumea viului. Știm de mult că organismele noastre susțin populații microbiene permanente care nu fac niciun rău. Anthony van Leeuwenhoek, la 1680, nu era un om educat, era un om de afaceri, dar era foarte priceput să-și fabrice singur lentile, care erau mai bune decât ale contemporanilor și cu care a făcut primul microscop. Și era un om extrem de curios. A vrut să cerceteze misterul familiarului și să vadă ce se găsește la scara microscopică dacă te uiți la salivă, la fecale, la lichid seminal, placă dentară, sânge și așa mai departe. Și a găsit din plin tot felul de mici creaturi pe care le-a desenat și arătau frumoase sau ciudate, interesante, toate se mișcau, era un regn întreg de viață nesuspectat, l-a numit animalicule.
și a stabilit că fiecare mediu conține o faună caracteristică de aceste vietăți. Însă observația a rămas o curiozitate. Ulterior, microbiologia a evoluat în altă direcție. În bacteriologia clasică, într-un pas enorm pentru medicină, prin efortul oamenilor de știință ca Pasteur, Koch, Lister și așa mai departe, s-a elaborat teoria germenilor și s-au identificat bacterii drept agenți ai bolilor care au chinuit omenirea de când există. Dar de la această legătură s-a format o idee că bacteriile sunt necurate, că sunt întotdeauna dăunătoare sănătății și, pe scurt, trebuie stârpite pe cât posibil. Pasteur însuși, interesant, era de părere că animalele nu pot să trăiască fără bacterii, că între ele există o sinergie. Dar a fost în minoritate, mai ales în era antibioticelor. S-a promovat intens ideea de a trăi fără germeni. Și atunci s-a produs și s-a vândut săpun antibacterial, suprafețe antibacteriale, saltele antibacteriale, valize antibacteriale și așa mai departe și așa mai departe. Bacteriologia clasică se bazează pe izolarea organismelor în cultură pură. Problema însă este că marea majoritate a microbilor noștri nu pot fi cultivați. Și atunci, până de curând, era foarte greu să se identifice și să se clasifice toată menageria microbiană pe care o purtăm. Dar acum, avansul tehnologic în secvențarea ADN-ului permite să se obțină simultan mii de secvențe din cantități foarte mici de material. Astfel avem acum, ca și Leeuwenhoek, un instrument nou cu care putem să explorăm detalii stranii și neimaginate înainte, pe care le găsim chiar în noi înșine, care credeam că ne cunoaștem atât de bine. S-au descoperit urme de viață microbiană cam pe oriunde ne-am uitat. Sigur, în intestin, în aparatul respirator, în aparatul urogenital și în piele, dar și în țesuturi altfel considerate sterile. În ansamblu, fiecare din noi poartă sute de triliarde, adică milioane de milioane de organisme, care sunt mai mult decât celulele noastre proprii. Acestea sunt compuse din peste 10.000 de specii, din diverse regne, predominant bacterii, dar și archee, fungi, protozoare și așa mai departe. Virusurile nu sunt incluse pentru că, în general, nu sunt detectate în analiza asta genetică. Iar acest univers microbian conține peste 3 milioane de gene unice față de cele 22.000 ale noastre. Deci, una peste alta, organismul nostru compus are mult mai multe capabilități decât doar noi, specia umană. Iar acești microbi nu stau acolo statici, izolați de corpul gazdă. Ei trimit și primesc semnale endocrine și neurale, produc și consumă molecule cu efecte în organe îndepărtate și, pe scurt, sunt integrați cu organismul nostru într-un fel de supracolonie simbiotică. Această bogăție și diversitate microbiană ne afectează mult sănătatea în feluri pe care abia începem să le înțelegem. Până acum s-au făcut legături între alterații în profilul microbian și boli cardiovasculare, boli gastrointestinale, diabet, obezitate, chiar și funcție cerebrală, anxietate și autism. Detaliile sunt încă absente, dar suntem încă la începutul acestui subiect și ne putem aștepta de descoperiri importante și surprinzătoare în viitor. Am încercat în seara asta să schițez ceva din frumusețea, perspectivele și pericolele care le văd în medicină. Cât despre viitor, cine poate ști? Viitorul nu vine gata făcut din altă dimensiune să poți să-l vezi prin clarvoitoare. Este asamblat bucățică cu bucățică din alegeri făcute în prezent, de doctori, da, dar și de politicieni, birocrați, jurnaliști și mai ales de publicul care influențează pe toți ceilalți. Sper că alegerile noastre să fie cele bune și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doctorului Andrei Constantinescu.
Domnilor și domnilor, o să-l invit în continuare pe partenerul de dialog, pe domnul profesor Cătălin Vasilescu. Vă rog. Vă mulțumesc. Mergem microfonul. Da. Profesor de chirurgie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, șeful disciplinei chirurgie generală la Institutul Fundeni. Domnule profesor, am vorbit un pic înainte de conferință, odată mi-a spus că știți familia doctorului Andrei Constantinescu. Trebuie să rămână între noi. Și mi-ați mai spus un lucru, că sunteți impresionat de activitatea lui științifică și medicală. Cum să citim CV-ul lui? Păi putem să-l citim în două registre. Îl citim atunci când e vorba de un medic în lumea contemporană, în lumea mare, ne interesează cartea lui de vizită. Lăsăm la o parte că îl cunosc și pe el și pe părinții lui, dar ne interesează ce a publicat, acolo ne uităm, e primul lucru, și ne interesează cu ce se ocupă, ce practică are. Amândouă sunt excepționale. Sunt foarte onorat că s-a întâmplat să apelați la mine pentru prezentarea asta, dar chiar sunt onorat și sunt foarte bucuros. Articolele sunt foarte mulți medici în sală, pentru ei asta va însemna ceva, are numeroase articole în New England Journal of Medicine. Asta este, cum să spun, este Biblia noastră în medicina clinică, e marea revistă care trasează în drumări, el are articole acolo publicate câțiva ani la rând, cu citări de sute și sute de ori, cum e și normal. Se ocupă, asta în ce privește partea, asta este o oglindă a activității științifice, obiectivă, o găsește acolo. În al doilea rând, se ocupă de niște lucruri foarte grave, de boli foarte grave. Ați văzut acolo, e vorba de niște boli teribile la copii, dânsul este pediatru, este de formație pneumolog și are în domeniu și în instrumentele domniei sale foarte multe descoperiri tehnologice de ultimă oră, de asta cred că a fost foarte inspirată ideea de a-l invita aici să vorbească. Păi atunci să înceapă dialogul, îl invităm din nou pe domnul Andrei Constantinescu. Acum eu sunt în poziția de moderator e unul care moderează așa, eu n-aș vrea să-l moderez, aș vrea să-l scot din tranșee, pentru că este un luptător prin natura preocupărilor domniei sale și să-l întreb, domnule profesor, ce să spunem despre viitor? Habar n-avem cum va fi viitor. Viitorul, într-adevăr, este greu de prezis. Am încercat să schițez în aceste domenii pe care le-am abordat evoluția recentă și posibilitățile de extindere în viitor. Dar sigur că viitorul, în mare parte, va fi determinat de evoluții de care nu știm încă nimic. Se poate, de exemplu, ca schimbarea climatică să schimbe total funcțiunea economică a societăților, să fie foamete și epidemii la scară largă, care însă nu sunt previzibile de acum. Trebuie să vă spun că ăsta e un festival de conferințe, dacă se poate spune așa. Eu, român, umblă la festivaluri de mulți ani. Fac și eu la fel. Am fost la un festival de teatru și acolo am auzit un mare regizor pe care îl cheamă Eugenio Barba. Și el are preocupări teoretice, scrie niște cărți foarte greu de citit și mari, de mari dimensiuni. Și atunci toată lumea tremura așa de emoție, ce o să spună mare religia. Zic, dom'le, care sunt cele mai importante lucruri la care v-ați gândit noastră ca regizor? Dom'le, ce mă preocupă două idei. Una este cum să conving 300 de oameni să cumpere bilet. Și a doua, cum să-i țin două ore fără să adoarmă. Noi, primul obiectiv l-am atins, dumneavoastră sunteți peste așteptări aici, să ne descurcăm și cu cel de-al doilea. De ce zic că nu putem spune nimic despre viitor? Este un american, Taleb îl cheamă, care a scris o carte de mare succes, Lebăda Neagră, și unde ne demonstrează matematic, o mare pregătire, ne demonstrează că nimic din ceea ce este cu adevărat important nu e previzibil, că de-aia e important, de-aia are impact.
Cine s-a gândit că va izbucni primul război mondial? Cine s-a gândit că vor cădea, că va cădea comunismul, spre exemplu? Mie este o specialitate care mi-e place foarte mult, are și un nume frumos, care se cheamă futurologie. Chiar așa se cheamă. Și spuneți-mi și mie ce, cu ce se ocupă oamenii ăștia. Nefiind futurolog, nu pot să vă spun. Sigur că există însă și evoluție relativ lină, cel puțin pe termen de decenii, care sigur poate fi răsturnată într-un an, doi, de evenimente neprevizibile. Dar, de fapt, de asta am spus că viitorul încă nu este format, este în proces și deci nu prea pot să spun dinainte ce se va întâmpla. Aveți mare dreptate, vedeți, asta este atitudinea sănătoasă a unui om cu educație științifică, de scepticism, nu, chiar așa este. Pot să vă spun că în 1989 întâmplarea face că evenimentele politice din iarna aia au marcat momentul. Cu câteva luni înainte am văzut două operații laparoscopice, știți că am vorbit despre asta, primele colecistectomii laparoscopice, eu sunt chirurg de meserie și, domne, mi s-a părut o tâmpenie sinistră. Adică cum să faci așa, să se operezi uitându-te la televizor? Mi s-a părut că... Gândiți-vă dumneavoastră, din generația celor născuți în anii 50, să vă fi spus cineva cu 30 de ani că veți filma cu telefonul. Cum ar zis, că veți face poze cu telefonul. Nu ne mai gândim acum să facem o colecistectomie decât la laparoscopic, pentru că tehnologia a venit peste noi. Ce impact are tehnologia în domeniul dumneavoastră? Tehnologia are un efect enorm. Este una din determinanții progresului în medicină. Dar, cum am zis, bazarea excesivă pe tehnologia sau fetișizarea tehnologiei, până la urmă duce la o pierdere în partea umană a medicinei. În domeniul meu, tehnologia nu aplicată la nivel de pacient individual, dar tehnologia care a dat naștere la noi tratamente, după cum am zis, a schimbat total cum ne gândim și cum tratăm aceste două boli și a făcut ca cei care sunt născuți acum cu aceste boli să aibă o viață cu totul diferită decât cei care s-au născut acum 10 ani. Aproape, nu știu, putem spune multe despre medicina viitorului. Ce putem spune, cred cu mari șanse să nu greșim, că va costa mult. Va fi scump. Dumneavoastră mi-ați arătat mie în materialul ăsta niște numere pe care văd că le-ați spus. Era vorba de niște costuri. Cât costă un tratament cu medicamentele de ultimă generație la realizarea cărora v-ați adus și o contribuție? Da, am văzut costă. Acolo, am văzut, era, mă rog, de la mine din profil se vedea mai puțin. 300.000 de dolari pe an? 270.000 de dolari? Pentru cistică între 275 și 320.000 de dolari pe an. Pentru atrofia spinală musculară, 750.000 în primul an și jumate, 375 în anii următori. E enorm. V-am povestit, eu am trăit revoluția checkpoint inhibitors acum vreo 3 ani în tratamentul melanomului avansat și atunci se vorbea de 100-200.000 de dolari pe an. Mi se părea că este o sumă foarte mare. Acum dumneavoastră îmi spuneți de 700.000 de dolari pe an pentru un copil. Dacă am înțeles, da. Am înțeles bine. Ați înțeles bine. Ce ne facem? Ne speriem. Da, e o problemă și la nivelul societății poate nu e atât de grav ce se întâmplă în fibroza cistică și atrofia spinală musculară, pentru că sunt boli încă relativ rare. Dar sunt tratamente în dezvoltare care se vor, la care se va pune un preț comparabil pentru colesterol, pentru atacuri cerebrale, pentru infarcte, care se vor fi aplicabile la milioane de oameni pe an și costurile, într-adevăr, vor fi mult mai greu de ținut. Dar asta numai acceptând că sistemul curent
se va continua mai departe în același fel. De fapt, costul de producție al acestor medicamente este poate de $1,000 pe an și restul este profit pentru firmele de farmaceutice, bine, care trebuie să-și recupereze cheltuielile de cercetare, dar tot sistemul se poate organiza în alt fel, încât și cercetările de bază și cercetările clinice să fie susținute de sectorul public, de exemplu, și atunci produsul final să fie vândut la ceva mai apropiat de prețul de producție. Asta, de exemplu, este o soluție propusă de un economist american numit Dean Baker, care bate toba asta de cel puțin 10 ani de zile. Acești $700,000 pe an pentru copiii care necesită tratamentul de ultimă generație pe care l-ați pomenit, ăștia sunt bani acoperiți de asigurări? Da. În totalitate. Sunt sigur că există și persoane private, dar în general în America copiii sunt asigurați prin sistem destul de bine garantat și accesul când este o nevoie dovedită prin diagnostic genetic nu e atât de problematic. În România e un subiect foarte fierbinte așa de transplantul pulmonar. Se discută mult de transplant. Ce ne puteți spune? E foarte aproape de specialitatea noastră. Cât contați în tratamentul copiilor pe transplantul pulmonar? Destul de puțin. Transplantul pulmonar a fost o dezamăgire. Are rezultatele cele mai proaste dintre transplantele de organe majore. Dacă transplantezi o inimă sau un ficat sau un rinichi, poți să trăiești o viață întreagă cu ele. Dacă transplantezi un plămân sau doi plămâni, media de viață cu un transplant este de 5,5 sau poate 6 ani. Deci nu e o soluție de termen lung, motiv pentru care, bine, la adulți este o soluție aplicând câte poate 10.000 de transplante pe an, dar la copii se fac poate 50, în orice caz sub 100 de transplante pe an, ceea ce e o activitate de foarte mică anvergură. Avem pacienți, mai ales cu fibroză chistică, care progresează și până la urmă nu mai ai ce să faci și ajung la transplant. Și le dai niște ani de viață bună, dar până la urmă ai alte probleme. Specialitatea noastră cuprinde și o ventilație asistată la domiciliu, dacă am tradus eu corect. Asta e ceva foarte interesant și destul de nou, cred, dacă ne-ați putea spune ceva. Ei sunt copii care nu pot respira singuri. Corect. Și sunt asistați de o mașină la ei acasă. Adevărat. Aici tehnologia este, despre asta vorbim. Acum, cum să spun, nu trebuie să ne închinăm la progresul tehnologic. Nu neapărat ce e nou e bun. Am avut cazuri de astea. Am ajuns pe lună și ne-am întrebat ce căutăm acolo. Am avut avionul Concorde și ne-am dat seama că nu avem nevoie de el. Am făcut o operație de colecistectomie, există operația Lindbergh, transoceanică, deci pacientul la Strasbourg și chirurgul la New York, și a fost foarte interesant. Asta se cheamă telechirurgie și s-a făcut operația și a costat $3,000,000 și asta a fost, a doua nici nu s-a mai făcut. Dar în domeniul nostru cred că totuși e vital, adică dependența de tehnologie, impactul tehnologiei este foarte mare. Asta nu e o tehnologie super avansată și recentă, ventilatoare există de zeci de ani, s-au rafinat ce drept în ultimul an, sunt mai portabile, nu fac comod, poți să te bazezi pe ele. Aș zice că avansul nu este atât în tehnologie, ci în organizare. Ca să poți să ai un program de ventilare la domiciliu, trebuie nu numai să ai ventilator și tuburi și baterii și așa mai departe, dar trebuie să ai un sistem întreg care să susțină utilizarea ventilatorilor în comunitate. Și mai ales la noi sunt companii de, ne zice, echipament durable medical, echipament medical durabil, care au tehnicieni cu multă experiență și experți în menținerea ventilatoarelor și altor piese de echipament respirator, pe care ne bazăm, că ei se duc acasă la pacient și
le livrează ventilatorul și dacă au o problemă îl cheamă și într-o oră, două vin să vadă ce se întâmplă. Există un sistem de a cumpăra și livra și periodic astea supplies, tuburi, componente și așa mai departe. Deci nu e o chestie care se poate face de un doctor și un pacient, este o chestie la nivelul sistemului care să susțină posibilitățile să se facă așa ceva. Iar atunci este, da, cu genul ăsta de tehnologie poți să ții pe cineva în viață, nu merge sau nu umblă și nu merge la școală, dar mental poate să aibă o viață relativ normală. Acum, și cu ținutul ăsta în viață este o problemă de viitor. Ne așteptăm să trăim mult. Acum, sigur că nu e tema fixă a unui pediatru. Supraviețuirea asta mare, poate exagerat de mare, un distins coleg care cred că este în sală, care este geriatru, mi-a povestit de curând că cel mai vârstnic om din lume avea 122 de ani, o franțuzoaică de 122 de ani, care a fumat foarte mare parte a vieții, dar s-a lăsat de fumat la 120 de ani. Pentru că nu mai vedea să aprindă țigara. Profesorul Prada cred că e aici și o să confirme chestia asta. Asta va avea un impact enorm. O să se schimbe fața omenirii, nu? Da, relativ la costurile medicale, cu siguranță, și apoi vor fi mai puțin de vârstă lucrătoare, să zicem. Deci, sigur, compoziția societății se va schimba, dar poate dacă oamenii trăiesc atât de mult, vor găsi și alte lucruri de făcut în adâncimea bătrâneților, care va fi mai funcțională decât era până acum. Da. La ce vă așteptați din punct de vedere al progresului tehnologic în domeniul dumneavoastră? Și în bine și în rău. Ce vă sperie? Mă sperie... Știți că aveți un aer de cyborg așa cu casca aia pe... Adică o să fuzionăm cu tehnologia, ne temem, știți că am discutat de lucrul ăsta. Da, da, am să încerc să vorbesc cât mai modulat, ca să nu se confunde. Mă sperie... ideea multora că mai multă tehnologie e mai bună neapărat și interesul mai ales al administratorilor să împingă cât mai multă tehnologie să ia locul interacțiilor umane. Asta este ceea ce mă sperie. Altfel, mă aștept de la îmbunătățiri tehnologice în cam tot ce facem, în ventilatoare, în... Acum o săptămână am fost la o demonstrație de un fel de ventilator pentru care nu trebuie un trub transtracheal, este un ventilator care merge făcând un sigiliu între piept și mașinărie și aia expandă și comprimă pieptul pentru a genera respirație. Iar fața pacientului rămâne intactă. Ceea ce mi s-a părut asta amintește interesant. Puțin de mașina plămândă oțel din timpul marii epidemii de poliomielită, numai că dimensiunile așa, sunt toate, sunt altele. Numai că, da, sunt de dimensiune, uite atâta. Domnule profesor, ați pomenit de secretele ADN-ului, din care ne trezim că natura a făcut o mașinărie extrem de rafinată și complicată, din care 98% nu folosește la nimic, sau nu știm noi la care ar folosi la ceva. Exact. E ciudat, pe lângă că ne-ați jignit cu numărul ăla de gene, adică nu-mi place să am gene mai puține decât orez. Asta este trista situație. Trebuie el să ne mănânce asta pe noi, nu invers. Înseamnă că mai e ceva acolo, e mai ceva ce nu înțelegem. Sigur că da. Pentru că e vorba de români care au succes în medicina americană, trebuie să-l pomenesc și pe doctorul George Călin de la MD Anderson, care se ocupă de un non-coding RNA-s. Ei spun că nu e junk. Și cred că trebuie să-i credem că sunt niște mecanisme de reglare epigenetică. Ce părere aveți de RNA-urile astea non-codante în
Acum, nu știu dacă chiar se interesează pe toată lumea, dar nu pot să mă abțin să nu vă întreb, că suntem numai între noi așa. Este un subiect foarte interesant și complicat. Iarăși, până poate acum 10-15 ani, conceptul transmiterii informației era cum l-am afișat eu, cu ADN-ul care face ARN-ul mesager, care face proteina și atât. Între timp s-a descoperit că sunt mult mai multe feluri de ARN, sunt o menagerie întreagă de ARN-uri care sau inhibă sau promovează exprimarea genetică și care afectează la pasul intermediar între ADN și proteine. Dar și cu asta, dacă iei toate ARN-urile non-coding care există, poate îți mai dau încă 2% din genom. Dar rămân, în loc de 98, rămân 96% care nu știm ce fac. Și sunt ipoteze că au de-a face cu cum e împachetat ADN-ul în structura de cromatină sau că trebuie să aibă atât spațiu între gene ca să nu se ciocnească una cu alta sau cine știe. Se poate însă multe din ele să fie într-adevăr junk, un fel de deșeuri evoluționare care s-a întâmplat să se acumuleze în cursul miliardelor de ani. Nu tot, sigur, dar nu e neapărat necesar ca tot ce există să aibă o funcție. Pe mine mă sperie big data. Și pe mine. Și pe dumneavoastră, da. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă domnul profesor vrea să facă un studiu despre un factor de risc, să zicem, în astm, spre exemplu, că vă ocupați și de astm, nu? Poate să facă în două feluri. Poate să ia un lot de bolnavi și un lot de oameni care nu au boala și să facă comparația, sau pur și simplu să dea o sumă unor firme care adună date de peste tot. Gândiți-vă ce înseamnă să ai toată informația din toate telefoanele celulare, din toate calculatoarele și din toate tabletele noastre. Cineva, teoretic vorbim, poate aduna lucrurile astea și atunci nu mai ai nevoie de loturi, ai nevoie numai să un statistician care să opereze în baza asta uriașă de date. Cel puțin asta e strategia. Asta zic am înțeles greșit. Data scientiștii, dar nefiind medici, sigur că au perspectiva lor. În practică, problema este la calitatea datelor. Pentru că toate progresele în designul studiilor s-a făcut la nivelul selectării și asigurării că grupurile sunt absolut comparabile. Pe când data care îți vine de la telefoane, e foarte greu de purecat să știi cât de valabilă este și cât de comparabile sunt grupurile care... Eu știu cât e de... Adică în chestia asta se joacă comerț, tendința de a cumpăra ceva, nu? Și se joacă politica. Alegerile. Da. Adică sunt niște mize foarte mari. Trebuie un nivel de certitudine relativ mai mică pentru asta decât ca să stabilești un adevăr științific. Mă rog, tot un român plecat. Dar ce de români plecați din țară? Vorbim numai de ei, vedeți? Mă gândeam la ce mi-a spus un distins coleg profesor de filozofie și cu care comentam fenomenul ăsta de plecare. Cum ai un student mai muncitor și mai el vine și spune, domnul profesor, eu aș vrea să plec, ce părere aveți? Noi n-avem de multe ori curajul să le spunem, domnule, rămâi aici. Și mi-a spus, zice, se face o selecție negativă. Și prietenul meu, profesor de filozofie, zice, da, se face o selecție negativă și ne și mulțim între noi. E un punct de vedere, adică te pune pe gânduri chestia asta. Știți? Așa. Bun, acum m-am gândit că toți suntem pe scena Ateneului, pentru că ieri am avut plăcerea să vedem o frumoasă conferință a unui distins oceanograf care lucrează, cred, tot în Statele Unite. Da. Ar fi fost frumos să se încheie cu din lumea nouă, să ascultăm Dvorja, așa, că toți suntem la Ateneu. Dar îmi scuzați paranteza. La dumneavoastră ar trebui să fie în domeniul acesta de ventilație la domiciliu, ar trebui să fie importantă telemedicina, este? Încă nu, dar devine. Poate în ultimul an sau doi. Telemedicina se referă la grija medicală care poți să o faci fără pacient în față. Și asta se poate face prin vizite prin computer, prin aplicații specializate,
Sau, în cazul ăsta, un fel de sistem de monitorizare al ventilatorului sau al funcției respiratorii, care trimite date cu frecvență specificată pe care poți să le examinezi. Și atunci, dacă copilul e bolnav sau familia are o preocupare, o grijă, poate să te cheme și atunci ai datele din următoare, din săptămâna trecută, să te uiți la ce s-a întâmplat cu funcția respiratorie, cum a fost înregistrată de parametrii ventilatorului. Și încă n-am ajuns să facem concret chestia asta, dar există baza tehnologică acum destul de recent. Trebuie să vă spun că organizatorii mei au atras atenția că publicul a venit, au umplut sala, dar și răbdarea lor are o limită. Și limita asta ar fi cam la ora 8, așa mi s-a spus. Vine foamea. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru... Cred că a fost folositor pentru noi. E foarte greu pentru că e un public foarte amestecat. Sunt medici cărora li se va fi părut poate că ar fost interesați de ceva detalii și sunt oameni care din afara medicinii și care poate că aveau nevoie de explicații mai multe, dar eu cred că domnul profesor a găsit calea de mijloc. Asta este satisfacția, că între noi medicii vorbim destul. Da, da, așa. Și e bine să facem parte din conversația generală. Și trebuie să vă spun două lucruri. Unul, că venind încoace, am luat o carte care e scrisă de o carte de proză, scrisă de o mare poetă, n-am să-i spun numele acum, care se cheamă Istoria ca viitor. Cred că se potrivește pentru... Nu spun la ce editură a apărut. Dar cred că se potrivește și de asemenea trebuie să vă spun că mi s-a atras atenția din familie insistent că lucrul care contează cel mai mult în această conferință sunt ciorapii. Adică fii atent că se văd ciorapii. Eu cred că ciorapii noștri au trecut examenul și mi-a părut bine să vă văd. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumim, Andrei Constantinescu, Cătălin Vasilescu. La final, o precizare pentru mâine. Nu ratați, vă rog, de la 18.30, conferința lui Horia Roman Patapievici, Sinuciderea Europei cu semnul întrebării. Vă așteptăm!